În jur de 40 de polițiști și 30 de protestatari au fost răniți și spitalizați la Tbilisi după ciocniri în jurul Parlamentului, unde se exprima un deputat rus în timpul după amiezii. Imediat după susținerea discursului, sute de georgieni l-au întâmpinat cu proteste. Manifestanții au încercat să invadeze Parlamentul, dar au fost respinși de forțele speciale de poliție, mai ales cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Ei protestau împotriva luării de cuvânt în fața Parlamentului georgian a deputatului rus Sergei Gavrilov, în cadrul unei reuniuni anuale a adunării interparlamentare a Ortodoxiei, un forum de parlamentari din țări majoritar creștin-ortodoxe. Prezența unor parlamentari ruși a declanșat proteste puternice în fosta Republică Sovietică din Caucaz, marcată de o intervenție militară rusă și de un scurt război în august 2008. În doar 5 zile, mica armată georgiană a fost învinsă de armata rusă, iar ostilitățile s-au încheiat după încheierea unui armistițiu agreat de marile puteri, însă criticat de Georgia, cel prin care este privată de regiunile Osetia de Sud și Abhazia.